Că spectatori, suntem la uh, panoramic, o emisiune care vă propune să treacă în revistă așa, principalele știri, principalele evenimente. Dar să, să înțelegem și de ce vi se întâmplă anumite lucruri. Pentru că unele evenimente sunt foarte importante că ne influențează viața. Alții, alte evenimente sunt doar pentru să spunem așa. Can, -can sau. În orice caz, pentru a ocupa o ediție de știri, a face, a face Prime Time dar sau Breaking News. Ce trebuie să știți, însă, un lucru este că suntem într-o perioadă extrem de agitată, atât pe plan extern, cât și pe plan intern. Mi-am propus astă seară să trecem, așa cum promiteam și, și, prietenilor de pe Facebook, să trec în revistă așa principalele evenimente, mai ales că sunt destul de fluide. Și aș începe cu ce se întâmplă la acest moment pe plan mondial, unde pe lângă deja celebrele scandaluri în care este implicată Germania, de la eșecul mașinilor Volkswagen care iată să dovedesc că au o problemă și cine știe la cât va duce această piedre practic industria germană de automobile suferă, suferă o lovitură groaznică la faptul că iată pentru 2006 germanii sunt acuzați că au, tru, au trucat alegerea germanii adică au mai făcut-o așa, au mai cotit-o ca pe la noi, ăștia incoruptibili, ăștia care sunt super corecți, ăștia că nu știu ce, iată că s-au comportat așa, mai balcanic, mai. Mh, deci, cu alte cuvinte, n-am inventat noi corupția de acolo, așa. Deci, loviturile pe care le primește Germania, mie mi se par că vin de peste ocean. Care ar fi logica foarte simplu. Pe de o parte avem Statele Unite, pe, de par pe partea cealaltă avem Statele Unite ale Europei. Cine e numărul unu în Europa, face și drege? Angela Merkel, da? Care reprezintă Germania. Deci, loviturile clar centrate pentru că Uniunea Europeană poate fi o rivală, sau cel puțin așa gândesc americanii, de a început să dea după germani. Să nu mă luați acum că nu știau americanii de ani de zile că. Asta umblă la Soft și emisiile sunt mai mari decât cele raportate. Asta e cum să vă spun să ne, să citim ziare, să vedem dezbateri la televizor, să ne facem că nu vedem. Deci cu siguranță, vă spun, să știu de foarte, de foarte mult timp. Pe de altă parte, avem o altă știre care circulă. E vorba despre China chinezilor li se tot prezice de ceva, au și avut ceva probleme, s-a supraîncălzit economia, li se tot prezice sfârșitul pentru că au o creștere prea rapidă. Adică se spune că China va intra în colaps tocmai pentru că crește economic foarte rapid. Păi ăștia sunt de vreo 20 de ani, tot fac așa, tot cresc rapid. Și încet, încet îi prin pe din urmă, bai și depășesc. Așa că dacă se merge doar pe varianta să ne uităm și să sperăm că ăștia jup gâtul, nu e cea mai bună idee. Eu cred că ar fi mai convenabil pentru români, apropo că premierul Ponta tot anunța niște investiții chineze prin România, inclusiv la rovinari, să-i să primim, să le luăm banii, să facem investițiile. Pentru că, iată, americanii uh, uh, au dat liber investițiilor chinezești, chiar prin Grecia se bagă chinezii, numai noi suntem mai catolici decât papa. De fapt, ce-o fi cu noi... Apropo de politică externă, ia gândiți-vă, noi luăm cei mai rău de la toți. Ci că avem o politică externă echilibrată, în orice caz pro-europeană, ne certăm cu rușii aiurea și pierdem economic, ne certăm cu toți ai lalți, parcă. Că, deci facem, adoptăm poziția ori americană, ori germană, dar fără să câștigăm nimic. Ba din contră. Ne o luăm de fiecare dată. Deci, noi luăm loviturile, nu avem beneficii economice, iar alții câștigă. Ar cam trebui să se vadă asta și la nivelul Ministerului de Externe, și la nivelul președinției. Indiferent că a fost Băsescu, că este acum Ioanis, problemele cred că sunt destul, destul de mari. Apropo, ca o paranteză, am ajuns de râsul Europei în ultimile ore, consilierul prezidențial Dan Mihalache a fost surprins tocmai când trecea la Ghioase la o întâlnire pe unde a fost prin Croația sau prin alte părți. Penibil în delegația oficială să dor și așa, bine, s-au făcut diverse speculații în legătură cu principalul consilier și cu președintele, dar e un lucru clar. Președintele are nevoie de o echipă nouă de consilieri, dacă nu, în mai puțin de o jumătate de an, părerea mea, adică până prin primăvara viitoare, va fi doar un locatar al cotroceniului și atât de jocurile sale vor fi din ce în ce mai puțin luate în seamă dacă nu schimbă echipa de consilieri. Prestația sa este slabă, dar este slabă pentru că are niște consilieri slabi. Apropo de extern, <coughs> ce scuze. apropo de extern, situația din Basarabia, din Republica Moldova, este mai ciudată ca niciodată. De ce vă spun asta? Aparent, noi, românii, le-am dat un picior de ajutor pe două direcții. Acum, în ultima perioadă. O, o direcție prin care guvernul a anunțat un ajutor de vreo 100 de milioane de euro și BAS a spus că nu se poate da. BAS a dat până la urmă, a semnat și președintele, l-a dat premierul, el și l-a asumat, în fine. Asta e prima problemă și a doua le-am dat și ce de specialiști sub, sub aripa FBI-ului, CIA-ului, în fine, și ADN-ului, le-am exportat acolo și procurori ca să facă și lupta anticorupție. Numai că, cum să vă zic, Chișinău nu e București. De ce vă spun asta? Că DNA-ul nostru ă, obișnuit ca la București sau că ce a făcut de fapt DNA-ul? A mers pe câțiva personalități celebre, mai put, deci cazurile cum au fost instrumentate, oricum s-a dat o hotărâre judecătorească, asta e. Cazul Adrian Năstase și alții. Au plecat și la Chișinău la fel de chitiți și l-au luat pe Filat, fostul premier, cu și cu tot, l-au băgat la Mititi ca beciu domnesc de la Chișinău vreo 3 zile și acum i-au dat 30 de zile. Problema e, într-adevăr, corupția a înflorit în Basarabia Arabia pe vremea lui Filat, care a fost vreo patru ani premier, dacă țin o minte bine. Doar că, mă frate, numai ăsta să fi, fi, furat el banii, mai ales că banii s-au fost drenați prin niște băni jurusești, e adevărat, a dispărut un miliard de euro. Dar nu cumva sunt și alții implicați. Sau, de fapt, modelul a fost, nu ajungem la ceilalți să arătăm. Chestia că coaliția aceasta pro-europeană de la Chișinău are mari probleme la acest moment și trebuie că unele le-am creat și noi. Pentru că în momentul de față se face clar jocul partidelor pro-rusofone, pro... pro, -pro Rusești. De ce? Foarte simplu. Ăștia pot să arate acum, uite domne, ce am spus noi apropo de lupta anticorupție. Ăștia sunt corupții, ai de la putere și ăștia sunt pro... cei, cei din Liga Pro-Europeană, coaliția pro-europeană mare problemă și în momentul când premierul de la Chișinău, liderul unui alt partid pro-european, de acolo spune că ăsta procurorul șef ar trebui să plece și mai ales că acolo serviciile sunt controlate de către ruși și toate chestiile astea, ceva nu, nu se leagă. Eu am impresia că lupta asta anticorupție va da lovituri mortale mișcării pro-românești, pro-europene de la, de la Chișinău. Om trăi și om vedea, dar s-ar putea ca sub... Uh, aceste inițiative pozitive să ne o luăm de nu ne vedem. Dar știți cum e? Ce își face omul cu mâna lui? Asta este. Trecem din coace de din coace de prut și ne vom ocupa de politica noastră dâmbovițeană cea mai tare din parcare. Pentru că tot vă vorbeam din politică, justiție. Acum o să ziceți, da, da, politica e una, justiție alta nu și la București sau la acest moment singurele evenimente politice notabile sunt cele care se întâmplă în justiție. Dar până ajunge acolo, haideți să vă vorbim puțin despre marile evenimente care s-au petrecut în ultimile zile, în ultimile săptămâni. Mai exact, principalul partid din România, și aici mă refer la faptul că conduce coaliție guvernamentală și are destul de mulți membri. a mobilizat doar la votul de săptămâna trecută peste 400.000 de membri. Vorbesc de PSD. A avut un congres în două etape, sau o alegere în două etape. Mai întâi membrii au votat președintele, după aceea au fost votată și conducerea cealaltă, 14 vicepreședinți și primul asta, un prim vicepreședinte sau președinte executiv, Valeriu Zgonea. Și ce s-a mai votat acum, în ultimile duminică, vreau să vă spun. Bă, avem un nou, o, o nouă conducere a Partidului de Guvernământ, Liviu Dragnea, făcut, deci lăudat în anumite cercuri de opoziție, criticat în altele. Acum vreau să vă spun un lucru și știți, e o vorbă românească. În momentul când ești la putere și cineva din opoziție te laudă, și acum vorbim și de Alina Gorghiu și de Blaga și de care mai sunt prin opoziție, Liviu Dragnea ar trebui să se gândească unde greșește. Că vă dați seama că ea n-au niciun interes dacă tu joci cu, pe cinstite, n-au niciun interes să te laude. Deci te laude eventual să-ți gâtul. Așa e logica putere opoziție. Sau cine știe, la București o fi altfel. Dar în fine, avem o nouă conducere care a anunțat acum niște, ba din contră au și făcut. Liderul socotit, așa numitul lider al baronilor care erau în acest partid, baroni în sensul că dețin funcții de foarte mult timp și funcții de mare putere, gen președinte de Consiliul Județean sau altceva, a devenit liderul partidului, dar atenție, le-a tăiat macaroana la ăștia din teritoriu să nu mai vină vicepreședinți la nivel central, să nu mai fie în conducerea centrală chipurile care formează partidul și a luat niște non uri care i-a pus vicepreședinți. Deci, practic, ea nu vor zice decât am înțeles. Bun, până aici. E, faza de fază care și ne interesează foarte mult este, rămâne dacă rămâne Victor Ponta premier, pentru că e logic să ne intereseze, e totuși parlamentar de gorj și poate mai ne lipim și noi cu ceva gorjul de, de, guvern, și ne-am tot lipit, chiar dacă nu se prea recunosc aceste lucruri. Pe de altă parte, ce, dacă se face remanieră, ce ministricat. Și am luat o presă, a început să speculeze, să băsta ba, bă, zboară câmpeanul de la educație, ba, zboară Rovana Plumb, care, din ce am, am văzut, cred că e ministru cu cea mai bună imagine din guvernul actual, ba, zboară Bogdan Aurescu, că de fapt n-a salvat insula șerpilor, ba, din contra, ce nu știu ce, ne spune Băsescu, că el l-a lăudat, l-a ridicat, dar de fapt nu e așa că l-a supărat, în fine, de, le, de le lui Traian Băsescu și tot așa. Ce remaniere se va face, nu știm, dar acum am o, un dubiu și încerc să mă lămurești Liviu Dragnea, două zile înainte de congres, nu se impune remaniere. Liviu Dragnea, luni după congres, adică ieri, spunând, da, se impune o, mo o moțiune. Victor Ponta, spunând, nu se impune o moțiune, o... Remaniere, îmi cer scuze. Victor Ponta înainte de spunând. Nu știu, e posibil să mai evolu să evaluăm, că de fapt toți suntem evaluați asta, dar vom vedea. Victor Ponta după congres, spunând clar de dimineață că nu se face o evaluare și că nu va fi remaniere, după masă că se va face evaluare poate inclusiv cu el. Ce să înțelegem din în toate astea? Că cei doi, exact ce speculează toată presa, nu prea mor de dragul unul de altul. Că, vom că Dragnea ar vrea să fie prim-ministru, cum se speculează, mă îndoiesc. Cum la fel, eu cred că premierul Ponta nu prea ar mai vrea să rămână la, prea mult la Palatul, la Palatul Victorie, dar cine știe? Cine știe, evenimentele, cum spuneam, sunt destul de fluide și e posibil să vedem foarte multe surprize în luna noiembrie. A, vreau să vă spun că am fost asigurați de Alina Gorghiu, da, blonda, actuala blondă de la, din capul trebii, pentru că, știți, fiecare a avut câte o blondă, Traian Băsescu a avut-o pe Elena Udrea de aia, care tocmai se pregătește să meargă iar la închisoare, revenim. Și blonda lui președintelui actual, Alina Gorghiu, care, deși are niște probleme destul de mari din ce am văzut, cu legea, nu cu altceva, adică seamănă ca ponta, cu ponta ca două picături de apă în privința situației, deocată numai de nea nu vede, dar probabil se vor descoperi aceste lucruri, dar ce vreau să vă spun... Alina Gorghiu ne-a asigurat și ea și Vasile Blaga și alții lideri din PNL că în luna noiembrie vom avea un alt premier. Nu ne-a lămurit însă dacă premierul nou va fi de la PNL sau tot de la PSD. Pentru că dacă ar fi de la PSD, eu zic a doua zi, deci în momentul când se hotărăște asta, a doua zi, punta pleacă. Dar dacă vine PNL, s-ar putea să nu se întâmple. Și dacă în caz că ar veni un premier de la PNL, eu cinstit vă spun, uh, maestru Liviu Dragnea, nou președinte, cred că pleacă și el în același timp din conducerea partidului, nu cred că o să-l mai tolereze cineva dacă pierde guvernarea în asemenea condiții. Așa că e destul de fluidă situația, o vom mai discuta despre asta. Acum aș vrea să abordez două subiecte pentru minutele care ne-au mai rămas. Două subiecte absolut mi se par mie importante. Unul de justiție, din nou cazul Elena Udrea, și nu din domeniul economic, aș pune un subiect de o penibilitate. O să vorbesc de gorj mai întâi, și anume faptul că complexul energetic Oltenia este în executare silită. Deși conducerea companiei spune că nu mai suntem și se pare că ar avea ceva dreptate a avea ceva dreptate, trebuie spus că ne-a comunicat anaf oficial, e preluat de toată presa și anume, Complexul Energetic Oltenia a înregistrat datorii mari la stat în prima jumătate a anului 2015, motiv pentru care FISCO a început procedura de executare silită potrivit ANAF. Așa că la 30 iunie erau 14,5 milioane de lei datorii la stat, Obligații restante la bugetul de stat erau 5,7 milioane de lei, la bugetul asigurărilor sociale de sănătate erau 4 milioane de lei, iar la bugetul asigurărilor de șomaș 572.000 de, lei. Acum, cine are dreptate? E clar că complexul și-a mai plătit din datorii. De ce veni anaf acum să facă pe viteazul în condițiile în care datoriile, deci în septembrie situația nu mai e cea din iunie? Și de ce nu veni cu cifrele actualizate? Nimeni nu înțelege, da? îți mizele pe complexul energetic care tocmai are o problemă și mai mare din nefericire și anume faptul că pe la Parlamentul European s-au votat niște condiții foarte grele în privința poluării iar producătorul de energie de la Târgu Jiu tocmai are o mare problemă pentru următorii ani 2018 s-ar putea să fie anul care pune capac activității economice în complexul energetic Oltenia dacă nu se schimbă ceva. Și să știți că specialiștii spun așa, nu mai e problemă de investiții, indiferent ce investiții ai face, să ajungi la parametrii aceia de carbon, e foarte greu. Am mai abordat acest subiect, mai ales că nu e nou, sindicatele din FNM acum câțiva ani au ridicat această problemă, dar autoritățile și fostul, fosta guvernare, PDL și actuala guvernare, nesorginte USL, PSD, au, avut, au, fost cam autiști în acest domeniu, nu s-au bătut prea mult pentru interesele lor, iar a culminat cu acești europarlamentari care, în disprețul oricăror interese românești, au votat pentru acele, acele lucruri. Ce se va întâmpla cu economia gorjană dacă se duce complexul energetic? nimeni nu știe. Dar vreau să vă spun că auzeam un important lider politic ieri într-o emisiune pe radio, important lider politic local, în care spunea, da, domne, nu mai vine firma de germană cu cabluri auto. Încă în scandalul Volkswagen vă dați seama că ăia nina une să vândă, s-ar putea să nu mai aibă nici de lucru nici în celelalte peste fabrici care le mai au în România. Dar mai vin și alții și oricum, noi să fim bucuroși că avem complexul. Păi suntem, că, suntem București, că avem complexul, dar dacă îl închidem pentru că zăbăucii ei au votat alte, ba, altă bază la Bruxelles, ce facem? Deci aici e marea problemă și trebuie să fim foarte atenți, că eu tot mai e an electoral 2016, să vedem pe cine trimitem și în Parlament și peste tot, că eu am o mare problemă cu chestia aceasta. Trimitem toți neaveniții, și iată ce se întâmplă. Ba din contră, ne dau lecții apropo de europarlamentari. Îi trimitem la Bruxelles și ei parcă joacă în altă tabără. Bine, s-ar putea să și joace. Ați văzut ce ușor era pe vremea lui Severin cu lobby și cu toate astea. De unde știi că ăsta nu joacă pentru altă... Nu acuz de trădare, nu. Ar fi prea... Dar vă spuneam, la cât ăștia s-ar putea să încurce taberele fără să-și dea seama sau să nu priceapă absolut nimic și să voteze și ei acolo că să fie în treabă. Bun. Uh. Acesta a fost un subiect. Iar cel de-al doilea, mă întorc din nou și din nou la cazul Elena Udrea. Și de ce vă spun asta? Tocmai am aflat, acum de câteva ore, toată televiziunile că Elena Udrea din nou în fața Parlamentului se ridice din nou imunitatea, că nu știu ce a mai făcut. A vândut o vilă care nu trebuia să o vândă, a cumpărat-o în apropiat de al ei, dar de fapt aflăm că e alut-o care tocmai lucrează cu DNA-ul și tot așa în esență, vreau să vă spun un lucru. Bun, Elena Udrea are nu știu câte procese pe rol. Cu siguranță va lua condamnări în cazul ăsta. Deci oricum e un subiect fumat. Poți să mai facă de, nea un cost de dosare că tot pentru 1 două va intra. Sau oricum pedepsele se cumulează. Dar mă frate, peștii ai mari, ăia mari care ni se tot anunța, dosare super, de toate celelalte. N-am auzit a căzut un cap, două, ăștia mai puțin care nu mai erau une trebuie, de la să oricum ăsta, și cam atât. Păi, unde-i activitatea? Am înțeles că sunt mii de dosare, lucruri și ăsta. Mai vedem un nume, două și ăsta. Măcar un nume, două, mai mari. Și luați în toate taberele politice, că singurul pește mare care a căzut în ultimul timp e Oprescu. Și la Oprescu e cam neclară chestia, chiar dacă ni se anunță bombe de presă în fiecare zi, într-o anumită presă, și spune, mamă, l-am prins pe Oprescu cu nu știu ce. Bă, nu se vede nimic, în afara faptului că i-am prelungit uh, mandatul de arestare. Om trăi și om vedea panoramicul, v am făcut așa, am încercat să vă facem o mică imagine, ne întoarcem săptămâna viitoare la aceeași oră cu alte știri și comentarii. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!